multe tări ecologice. La 13 noiembrie anul trecut am fost la Bruxelles invitat la lucrările primului Parlamentul al European. Lucrările au fost conduse de doamna Liliana Slavova și domnul Stefan Minus. Doamna Liliana Slavova este actuala președintă a Comisiei de Agricultură din cadrul Comisiei Socioeconomice. Comitet Economic și Social European. Da. Așa. Aceste lucrări, din câte am văzut, a fost o inițiativă a parlamentelor rurale din țările nordice. Actualmente, noțiunea de parlament rural este extinsă până la Ungaria. Practic, România, Grecia, zona aceasta de sud-est, este singura zonă care nu are această formă de democrație directă. Aș prefera să pun această întrebare mai la urmă, dar întrucât problemele ridicate se leagă de contextul dezvoltării zonei rurale, de principii socioeconomice moderne, care sunt chiar nu asistăm în zona de Occident, există o migrație inversă, despre zona urbană către rurală. Cum vedeți oportunitatea ca România, această inițiativă să fie încurajată în zona socioeconomică și cum credeți că puteți susține formarea acestui parlament rural și importanța lui în contextul acestei expunere a ideilor din România și a susținerii punctelor noastre de interes ca națiune și ca zonă de sud-est european? Mie, personal, mi se pare o idee foarte bună. Și am susținut personal atât cât am putut această idee. Într-adevăr, ideea parlamentelor rurale a venit de la țările nordice, care ea a fost practic preluată apoi de Comisia Europeană prin ceea ce noi am numit rețelele rurale naționale, care au ca obiectiv tocmai de a pune în comun diferite forme de reprezentare asociativă, neguvernamentală, a diferitelor interese din mediul rural. Pentru că, contrar a ceea ce putem să credem, nu doar agricultorii au interese în mediul rural, ci și alte categorii de cetățeni. Și atunci, pentru ca aceste interese să fie reflectate și în politica agricolă comună, dar și în alte politici care pot să vizeze mediul rural, astfel de inițiative pornite de jos în sus, inițiative neguvernamentale de reprezentare, mi se par foarte bune. Și deci, prin intermediul rețelei rurale din România, prin intermediul programului LIDER, în primul rând, astfel de inițiative cred că pot fi sprijinite și cred că pot să aibă o valoare adăugată la ceea ce se face din punct de vedere instituțional de sus în jos, să spun așa. Deci, eu personal o să susțin atât cât pot astfel de inițiative și sunt convins că veți găsi deschidere și la autoritățile naționale care implementează programul de dezvoltare rurală pentru a putea beneficia și de susținere financiară pentru anumite acțiuni care cu siguranță converg și cu aceste interese ale programului de dezvoltare rurală. Mulțumesc!